După numeroase vacanțe exotice pline de relaxare, se pare că Andreea Tonciu a trecut prin clipe de coșmar în ultimele 3 zile. Luni noapte, vedeta a sunat de nenumărate ori la ambulanță, deoarece fetița sa nu se simțea deloc bine, iar vrâneta a fost speriată de simptomele pe care Rebecca le avea. În mai puțin de 24 de ore, echipajele de salvare au intervenit din nou acasă la Andreea, deoarece soțul său nu se simțea nici el bine, având aceleași simptome ca micuța lui. Andreea Tonciu este o soție desăvârșită și o mamă grijulie, iar aceasta devine din ce în ce mai speriată atunci când starea de sănătate a membrilor din familia sa este pusă în pericol. Nu a durat mult până când și Andreea Tonciu a început să se simtă rău, salvarea venind pentru a treia oară acasă la vedetă în mai puțin de 48 de ore. Andreea este de fiecare dată sinceră cu fanii ei și de aceea vedeta nu le ascunde nimic atunci când viața ei nu este atât de roz. Vrâneta nu a ezitat să le transmită un mesaj susținătorilor ei de pe pagina sa de socializare. Aceasta a menționat că este vorba de un virus, dar nu este COVID-19. Am primit multe mesaje și telefoane de la voi și asta mă bucură enorm. Sunt mai bine, dar mai durează până mă refac. Sunt fericită că Rebecca este foarte bine, la fel și Daniel. Sper să trecem peste asta cât mai repede. Ce pot să vă spun este că am luat un virus, nu este corona. Revin cu detalii, vă pup și vă mulțumesc, a declarat vedeta pe pagina sa de socializare.